Starea actuală a economiei românești se reflectă și în gradul de încasare al impozitelor și taxelor locale, grad care se situează cam la același nivel ca anul trecut, cu o ușoară descreștere. Probleme mari sunt la firmele intrate în insolvență, de la care bugetul local ar avea de recuperat circa 2 milioane de euro. Sumele care trebuie recuperate din anii precedenți au crescut vertiginos și se cumulează de la an la an. Dacă la asta mai adăugăm și faptul că o serie de companii intră în insolvență, atunci lucrurile sunt nu triste, ci de-a dreptul dramatice. Dacă vorbim de insolvenții, numai anul acesta, sau Direcția de Impozite și Taxe Locale s-a înscris la masa credală la un număr de 53 de firme, existând de altfel un număr de 502 din anii precedenți, deci undeva la 550-560 de firme care sunt în insolvență, de la care avem de recuperat circa 2 milioane de euro. Potrivit datelor statistice, numai în acest an, datoriile firmelor în insolvență au ajuns la 1 milion de euro, dublând, practic, suma pe care direcția o are de recuperat. Din păcate, șansele de a mai vedea acești bani în bugetul local sunt reduse. În primele 11 luni ale anului s-au dublat sumele recuperate, însă nivelul acestor recuperări este extrem de redus în comparație cu sumele de încasat, situându-se în jurul valorii de doar 46.000 de lei. Probleme sunt și la încasările de la persoane fizice, în special în ceea ce privește amenzile. Sumele anul acesta au cam stagnat, dar avem foarte multe de recuperat din anii precedenți. Suntem undeva la un nivel total, vorbind de nivel total al amenzilor, la 120 de miliarde de lei vechi, circa 12 milioane de lei noi. Vă mărturisesc că atât în privința amenzilor, cât și a restanțelor la plata impozitelor și taxelor locale, am început deja demersurile pentru executarea silită, pentru că altfel legislația ne taxează pe noi dacă nu le punem în aplicare. Prin executarea silită, începând însemnând înființarea de popriri asupra salariilor, vorbind de persoane fizice, asupra veniturilor, însemnând poprirea asupra sumelor din conturile deschise la bănci, aferente contribuabililor respectivi, sau chiar, și avem și aici câteva situații, am demarat procedura de instituire a sechestrului pe bunurile mobile și imobile. În cursul lunii decembrie vor începe probabil și primele licitații în care vor fi vândute bunurile datornicilor la bugetul local. Contribuabilii trebuie să înțeleagă, în special cei care au restanțe, că de plata impozitelor și taxelor locale nu scapă nimeni.